Ok, putem începe, da? După masă e mai dificil de susținut o prelegere în care să vorbesc doar eu, așa că sper să transformăm seminarul într-un interactiv în care să și dumneavoastră să vorbiți sau să spuneți ce considerați că ar fi de necesar de precizat. Mai ales că problema abordată, și anume cea a abuzului în serviciu, nu pot să spun că e cea mai clară problemă de drept. Dar am ales tema asta tocmai pentru că are multe implicații în criminalitatea economico-financiară, în achizițiile publice, dar are și multe provocări. După cum știți, după apariția deciziei 405 din 2016 a Curții Constituționale a României, s-au ridicat în primul rând probleme legate de condamnările definitive. Ce se întâmplă cu condamnările definitive pentru abuzul în serviciu, dat fiindcă Curtea Constituțională a spus că există infracțiunea de abuz în serviciu, textul legal e constituțional doar dacă s-ar interpreta că au fost încălcate norme din legislația primară, nu și norme din legislația secundară. Deci un prim aspect pe care aș vrea să-l discutăm ar fi acesta, al consecințelor produse de decizia 405 din 2016 asupra cauzelor definitiv judecate. Un al doilea aspect pe care aș vrea să-l discutăm, repet, interactiv, pentru că și eu vreau în primul rând să-mi lămuresc problemele astea. Nu știu dacă poate spune cineva că le are lămurite sau dacă le are, oricum sunt și alte opinii opuse care zic altceva, inclusiv în hotărâri judecătorești. A doilea aspect ar fi cel legat de precizarea actului de acuzare. Dacă intervine după decizia Curții Constituționale, au fost și sunt încă diferite dosare aflate în diferite faze, în camera preliminară, în primă instanță sau în apel, unde s-a precizat actul de acuzare în sensul indicării acelor dispoziții din legislația primară care ar fi fost încălcate prin fapta inculpatului. Ce natură ar avea o astfel de precizare, când poate fi făcută, dacă este sau nu o schimbare a acuzației? Un alt aspect pe care aș vrea să-l discutăm este cel legat de cazurile în care legislația primară este dezvoltată într-o legislație secundară. Că aici, iar hotărârile judecătorești pe care le-am văzut, nu sunt în aceeași direcție toate. Sunt hotărâri inclusiv la instanța supremă unde se menționează că dacă legislația primară este dezvoltată într-o legislație secundară, subzistă infracțiunea de abuz în serviciu. Problema este cât de exactă, cât de precisă este obligația menționată în legislația primară. Și aici o să analizăm niște spețe, luate în principal de la înalta curte, dar și de la curțile de apel, spețe definitive, unde o să vedem dacă o prevedere legală din legislația primară, cât de exactă i s-a părut instanței și dacă acea prevedere a fost considerată suficientă pentru a reține infracțiunea de abuz în serviciu. Pentru că asta mi se pare mie la ora asta, poate cea mai importantă problemă de drept în materie de abuz în serviciu, și anume dacă s-ar putea face o analiză a cât mai multor hotărâri judecătorești din toată țara în cazuri concrete, în spețe concrete în care instanțele au reținut că obligația aia din legislația primară era suficient de exactă, suficient de previzibilă încât să fie reținută infracțiunea de abuz în serviciu. Asta mi se pare mie la momentul ăsta chestiunea poate cea mai importantă. Decizia Curții Constituționale în materie de abuz în serviciu n-a fost una absolut inedită. Ideea asta a Curții Constituționale că o obligație
prevăzută în textul de lege, în textul de incriminare, o obligație sau conduită ar trebui să fie reglementată în legislația primară și nu în alte norme secundare. Această idee a mai exprimat-o Curtea Constituțională, dacă mai țineți minte, în materia infracțiunii de stopaj la surse, R6 din legea evaziunii fiscale. În motivare s-a arătat că textul n-ar fi previzibil pentru că conduita de urmat nu este descrisă în legislația primară și că ea urmează a fi completată cu norme din legislația secundară și că lucrul ăsta n-ar fi suficient de previzibil. Această idee a fost reluată apoi în decizia 405 din 2016 de la abuzul în serviciu și ea ridică în primul rând o problemă teoretică și anume în ce condiții ar mai fi posibilă în legislația noastră, în sistemul nostru de drept, în ce condiții ar mai fi posibilă condamnarea unei persoane în baza unei norme în alb. Norma în alb este definită în teorie ca fiind o normă cadru prevăzută în legea penală, în norma de incriminare, care însă se completează cu alte norme. Nu doar în cazul abuzului în serviciu avem astfel de norme în alb. Mai sunt și alte texte, și ca să vă dau doar două exemple, care, dacă Curtea Constituțională își va păstra viziunea, e posibil să, în viitor, să pună și ele probleme de constituționalitate. Și anume, la infracțiunea de ucidere din culpă, dacă a fost comisă ca urmare a nerespectării unor prevederi legale pentru desfășurarea activității respective. La conducerea pe drumurile publice a unor autovehicule, textul din Codul Penal nu ne spune care ar fi normele alea pe care le-ar fi încălcat în exercitarea activității sau profesiei, ci ele sunt dezvoltate de regulă în norme secundare. La conducerea pe drumurile publice a unor autovehicule, normele secundare sunt regulamentul de conducere a autovehiculelor. Ori, dacă Curtea Constituțională își va menține această părere că conduita ar trebui prevăzută doar într-o normă primară, nu în norme secundare, mă gândesc că textul de la uciderea din culpă, varianta agravată, care a avut ca urmare, bun, dacă se va ajunge la o declarare a neconstituționalității acelei variante agravate, că nu e previzibilă, rămâne varianta simplă a infracțiunii de ucidere din culpă, că mă gândesc că doar nu s-o ajunge la concluzia că s-au dezincriminat faptele de ucidere din culpă comise, așa zisă, culpă profesională. Dar e o posibilă problemă care va fi, mă gândesc că e posibil să fie asta. Sau alt text, infracțiunea la legea protecției muncii. Dacă nu au fost respectate măsurile, normele de protecție a muncii. Și acolo, la fel, normele astea de protecție a muncii, a căror nerespectare atrage incidența acelei infracțiuni, sunt dezvoltate tot în niște norme secundare, dintr-o legislație secundară. Vom vedea în viitor dacă Curtea Constituțională își va păstra această viziune asupra normelor în alb sau va considera că aceste texte două pe care le-am identificat ar fi suficient de previzibile în pentru a fi conforme cu Constituția. Să revenim însă la abuzul în serviciu, să discutăm chestiunile acelea două prealabile înainte de a intra abuzul în concret în analizarea unor spețe legate de achizițiile publice. Și anume, poate reușim să ne lămurim aspectul dacă decizia Curții Constituționale 405 a operat o dezincriminare in concreto a faptelor de abuz în serviciu în care s-a reținut încălcarea unei norme din legislația secundară. Aici cred că ați avut experiențe. Au fost instanțe, am auzit și de instanțe unde
într-o hotărâre s-a considerat că nu este dezincriminare, într-o alta s-a considerat că este dezincriminare. Din păcate, nu s-a reușit promovarea unui recurs în interesul legii sau a unei hotărâri pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, astfel încât problema să fie rezolvată unitar. A fost o tentativă, dar nereușită. Era bine dacă era reușită, că ne lămuream. Nu știu pe la instanțele dumneavoastră sau la parchetele dumneavoastră cum a fost văzută, cum s-a analizat problema asta și apoi o să discutăm câteva spețe, câteva soluții de la înalta curte. Că la ele ne raportăm cu toții, la deciziile înaltei curți, ca să vedem direcția care ar trebui în astfel de probleme controversate, unde nimeni nu știe răspunsul cel mai bun, sau, mă rog, îl putem avea fiecare un răspuns, dar nu avem garanția că el va fi îmbrățișat de toată lumea sau de majoritate. Cum s-a pus dumneavoastră problema asta și cum a fost rezolvată? În principal, contestația la executare, s-a invocat o decizie. La microfon, nu se aude. Da. La instanța la care funcționez, problema abuzului în serviciu s-a pus pe calea contestației la executare sau a intervenirii legii de dezincriminare 595 cod procedură penală sau 598 cod procedură penală, urmărindu-se înlăturarea efectelor condamnării pentru această infracțiune, invocându-se o jurisprudență a Curții de Apel Cluj, care am înțeles că a fost preluată, îmbrățișată și de către Curtea de Apel București. Decizia încă nu a fost motivată de către Curtea de Apel București. Pe fond, Tribunalul Ialomița, de unde provin, a respins contestația la executare, spunând că CCR-ul nu poate fi legiuitor pozitiv, ci doar negativ, iar deciziile sale nu pot fi considerate lege în sensul legii de dezincriminare, ca să avem art 4, cod penal, și au respins, însă în contestația formulată de către petenții condamnați, Curtea de Apel București a admis contestația și pe fond a admis contestația la executare sau, mă rog, cererea privind aplicarea legii de dezincriminare și a înlăturat, minuta sună ceva de genul, înlătură efectele sentinței penale, numărul rămasă definitivă prin decizia numărul. S-a mers pe fond la contestație, la executare, considerându-se că e o lege de dezincriminare această decizie a Curții Constituționale 415/2016. Pe la instanțele sau parchetele de unde sunteți dumneavoastră, mă gândesc că s-au și respins. Nu cred că au fost toate de admitere, cel puțin din câte știu eu, au mai fost și respinse. Dacă știți care a fost... cu astfel de soluție și s-a mers pe revizuire. Revizuire? Revizuire în prezent, în cauză. Și din câte rețin, a fost admisă revizuirea. Nu vă pot spune doar minuta, deci nu vă pot spune pe de rost, dar s-au admis, s-au înlăturat efectele deciziei de... Dar nu știi pe ce literă s-a întâmplat? EF, mi se pare. Păi, EF. Sau pe EF neconstituționalitate folosește? Pe literă. Păi neconstituționalitate dacă a fost invocată, I-am găsit la Constanța, într-adevăr, se-a trimit, dar ce am găsit eu pe, mă rog, pe sursele astea deschise, Rozi, am găsit admise și admise pe 595, adică pe intervenirea unei legi penale noi. Dar de Curtea de Apel București nu știam că se admite, eu știam că i-am resping totul. Eu n-am găsit soluții de... E de anul trecut în iunie, dar încă nu e motivată, că o urmăresc pe... Vă zic motivarea în altei curți, care e că nu e admisibilă și le e greu să motiveze acum, pentru că practica în altei curți e clară. Practica în altei curți e că nu e admisibilă, nu e lege de dezincriminare, iar revizuire poți să faci dacă ai invocat în cauză. Eu zic la Curtea de Apel Timișoara. Acum... Dar să știți că nici la înalta curte practica nu e unitară. Eu cred că în alta curte am mai avut una, cel puțin, care e, să zic așa, contrară celor trei sau patru care le-a avut înainte, că nu e admisibilă.
Dar aia una pare mai izolată, să spun așa, mai discutată. Și o motivare în altei curți în care se referă la efectele unei decizii de neconstituționalitate și motivarea e ceva de genul, nu pot să vă spun acum, nu am la îndemână, dar era ceva de genul că efectele sunt aceleași ca unei legi de dezincriminare. Pentru că declarăm neconstituțională o anumită interpretare, practic, fapta, modalitatea care Curtea Constituțională a constatat că nu mai este constituțional incriminată, s-a dezincriminat. Și citind această decizie, inițial am fost de părere că e inadmisibilă o cerere de aplicare de pe 595. Dar acum mi-a schimbat părerea și consider că poate fi admisă pe calea contestației la executare. Pentru că, până la urmă, singurul impediment este că legiuitorul nu și-a îndeplinit rolul de a legifera în sensul celor statuate de Curtea Constituțională. Deci, în momentul în care legiuitorul va modifica codul penal în sensul stabilit de Curtea Constituțională, automat se va aplica articolul 595. Deci e o chestiune formală și nu știu dacă la ce doar ține o situație de genul ăsta. În sensul că ți-o resping ca inadmisibilă pentru că decizia Curții Constituționale nu este lege de dezincriminare. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Da, da. Acum vreau să spun că... Ba da. La întâlnirile de la Curtea de Apel Cluj, la toate întâlnirile de secție, s-a ajuns mereu la concluzia că nu se poate pe contestații la executare ajunge la o altă soluție în dosar. Bine, chiar dacă am putea interpreta și am spune că e vorba de o lege de dezincriminare, până la urmă ajungi să reinterpretezi starea de fapt și desfințarea unei hotărâri, nu doar pentru a pronunța automat achitarea ca urmare a intervenirii legii de dezincriminare, dar să ajungi la o reinterpretare a stării de fapt și la a stabili ce lege s-a încălcat, cum s-au săvârșit faptele, în ce împrejurări, e deja duce atingerea autorității de lucru judecat și nu știu dacă e posibil o astfel de soluție. Practic, folosești contestația la executare ca o cale extraordinară de atac. Pe revizuire, iarăși, dacă nu te încadrezi strict pe temeiurile prevăzute expres, e foarte complicat. Deci la noi nu s-a admis. La toate instanțele din raza curții, nu s-a admis niciodată. Practică unitară în sensul ăsta. Da. Și din ceea ce știam... De admitere sau nu? De admitere a contestației pe 5.9. Nu cred. Nu cred. Nu cred. La Alba știu că depinde de temei. Te mai trebuie un coleg mai... Într-o altă și pronunță, dar nu... Da, nu, cred că la Cluj și din ce am cercetat într-adevăr, aveți practică unitară, la Timișoara e practică unitară, la Iași nu este unitară, unii admit, unii resping, am găsit ambele soluții și recente, la Constanța se admite, Craiova a mai admis, București știam că respinge tot. Că nu admite, da. Galați cred că respinge, de Oradea n-a admis. Da. Și cam asta e. Dar ideea este că, într-adevăr, există o jurisprudență divergentă pe aceste chestiuni. Da, din nefericire este și cu implicații majore, că no, una este o condamnare, alta este achitare, într-adevăr, pare a fi... Da, sunt multe. Da, da. Și sunt multe... Aș încerca să văd să vă expun niște argumente de la din niște decizii ale în altei curți de casație și justiție. Nu să ne spun niciodată. O simplă părere, dar formatorul nu se spune niciodată. Da, pot să-mi spun și o părere, că nu am o problemă în asta, numai că fiind o simplă părere, prefer să discutăm pe marginea argumentelor expuse de în alta curte și să încercăm să vedem cam care ar fi mai temeate dintre aceste argumente. Așa mi se pare. Așa mi se pare că ar fi, adică între dacă în realitate, da, o să încerc să expun și după ce vedem argumentele expuse la înalta. În alta curte a analizat efectele deciziei prima dată pe calea recursului în casație. De ce? Pentru că unul din motivele de recurs în casație este acela că a fost condamnat pentru o faptă care nu mai e prevăzută de legea penală. Asta ce înseamnă? Dacă se analizează pe fondul un astfel de recurs în casație, înseamnă că ei consideră că decizia curții
are ca efect dezincriminarea, că fapta nu mai e prevăzută de legea penală. Și, nu, din nefericire, deciziile nici la Înalta Curte nu sunt la fel. Prima dintre decizii, dată mai pe la început, după decizia Curții Constituționale, spune așa: deciziile curții se aplică numai pentru viitor și nu pot aduce atingere unor drepturi definitiv câștigate sau situațiilor juridice deja constituite, întrucât s-ar nega în mod nepermis autoritatea de lucru judecată a hotărârilor judecătorești definitive. Prin decizia Curții Constituționale 415/2016 nu s-a constatat neconstituționalitatea articolului 297 Cod Penal, ci s-a definit sintagma îndeplinește în mod defectuos, fiind una de interpretare a normei legale din perspectivă constituțională. Prin cauze s-a analizat și ce înseamnă cauze aflate pe rolul instanței, pentru că dacă intervenea în cauzele în care decizia curții a intervenit în judecata în primă instanță sau în apel, nu cred că au mai fost soluții de condamnare dacă s-a constatat că s-a încălcat o singură, doar legislația secundară. Mai rar. Ok. Da. În cauzele aflate în cursul judecății, mă îndoiesc că cineva ar fi condamnat pe motiv că decizia Curții Constituționale se aplică doar pentru viitor. Înalta Curte a spus că momentul limită până la care o cauză e considerată în cursul judecății este, atenție, judecata în apel, momentul pronunțării deciziei din apel. După aceea, nu mai suntem în cursul judecății, recursul în casație fiind o cale extraordinară de atac. O primă decizie. Altă decizie, Înalta Curte spune că, la fel, prin decizia 405 nu a fost dezincriminată infracțiunea de abuz în serviciu, fiind doar definit elementul, și trimite astfel încât motivele invocate de revizuentă nu se subsumează prevederilor 453 litera F din codul procedurii. Să făcuse o cerere de revizuire. Și în alta a zis, nu e admisibilă litera F, că nu avem o decizie de declarare a neconstituționalității. Da. Aici a plecat problema de la decizia curții, care nici nu declară neconstituțională o interpretare a legii, și de aici toate divergențele. Deciziile astea în interpretare practic nu se încadrează în legea de funcționare a Curții Constituționale, care spune clar că Curtea Constituțională îl declară textul ca fiind constituțional sau neconstituțional. Nu poți să declară o interpretare a unui text de lege ca fiind constituțional. Nu știu care atributul ăsta și de unde l-au. În ce privește incidența revizuirii, cazul de la 453 litera F, cod procedură penală, spune la fel, într-o altă decizie, că e legat de admiterea unei excepții de neconstituționalitate în respectiva cauză. Puține sunt în care probabil s-au admis, s-au invocat în cauza respectivă excepții de neconstituționalitate. Și când au fost, dacă au fost pe alte motive decât cel al declarării neconstituționalității, din câte știu eu, interpretarea este că dacă nu s-au invocat aceleași aspecte, ci altele, iar n-ar fi admisibilă o cerere de revizuire. Și ajungem în sfârșit la contestația la executare. Pare a fi cel mai des folosit motiv. El nu este legat nici de un termen de exercitare a acestei căi de atac, nu este legat nici de invocarea în cauza respectivă, așa cum e revizuirea, invocarea unei excepții de neconstituționalitate chiar în cauza respectivă. Și în ce privește, având o astfel de cerere, întemeiată pe art. 595, în Înalta Curte de Casație, cred că a fost investită, într-o speță, a fost investită cu, cred că, recurs în casație, și a recalificat cererea ca fiind o contestație întemeiată pe art. 595. E importantă decizia asta pentru că au fost cazuri când s-a invocat revizuirea și instanța a respins revizuirea fără că nu sunt întrunite condițiile de la revizuire, dar nu a recalificat-o ca fiind o contestație la executare și să o trimită spre soluționare. Dacă petentul își menține încadrarea cererii
Nu poți din oficiu să mergi peste voința lui să așa e, dacă el insistă în revizuire, da. Dacă el insistă într-o anumită calificare, te pronunți pe calificarea pe care a înțeles el să o susțină. Nu? Dar respectarea efectivă a prezentată, chiar așa și posibil, a insistat spre contestația la executare. Și în alta curte totuși a recalificat. A recalificat-o ca fiind contestația la executare și a trimis-o la instanța. Uitați, zice, mă rog, analizează motivele. Spune, în realitate, nelămurirea invocată de aceasta reprezintă o problemă de drept reglementată în mod special în Codul de Procedură Penală, art. 595. Drept urmare, având în vedere critica invocată, în alta curte urmează a califica cererea formulată ca fiind contestație, întemeiată pe art. 595 Cod Procedură Penală și trimite cauza spre competentă soluționare Curții de Apel Iași. Acum, dacă instanța poate din oficiu să recalifice o cale, în penal, în principiu este posibil lucrul ăsta, recalificarea cererii și trimiterea spre instanță competentă. Nu e, având în vedere oficialitatea, principiul oficialității care guvernează procesul penal, nu putem spune că nu se poate. Într-adevăr, dacă partea petentul chiar ar insista, nici eu nu-mi dau seama dacă, sau dacă i s-a respins odată o contestație la executare, dacă ar mai merge recalificată și trimisă încă o dată să o judece, dat fiindcă avem una soluționată și respinsă, cred că e destul de discutabil dacă ar mai putea fi recalificată. Dar, în fine, o altă soluție, tot de la înalta curte, pare a considera că este vorba de o dezincriminare prin decizia curții. Spune înalta curte într-o altă decizie din 2017. Ca urmare, pentru situațiile în care acuzația de abuz în serviciu nu a vizat încălcarea unor norme cu putere de lege, decizia curții constituționale echivalează cu o lege de dezincriminare. Astfel, neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a îndatoririlor de serviciu nu va putea fi reținută prin raportare la mențiuni sau obligații regăsite în hotărâri ale Guvernului, ordine ale miniștrilor, regulamente de organizare și funcționare internă, coduri deontologice, norme metodologice, în esență orice acte normative infralegale sau documente interne ale angajatorului. Și zice, după aia pot fi valorificate doar după decizia curții, doar acele obligații prevăzute în legislația primară. După aia, altă decizie, asta pe care vi-am citat-o e din aprilie 2017 și altă decizie unde zice contrariu din mai 2017, tot de la înalta curte, unde spune că decizia 405 nu este una de dezincriminare a faptei. Textul constituțional se referă exclusiv la texte normative constatate ca fiind neconstituționale și această decizie de interpretare nu poate fi considerată o lege penală mai favorabilă care să fie aplicată retroactiv. No. Până acum am văzut care sunt argumentele. În ce mă privește, eu aș vedea ca fiind o normă de dezincriminare, în primul rând și în primul rând pentru faptul că o infracțiune n-ar putea să aibă o anumită sferă dacă e în cursul judecății și o altă sferă mai largă dacă aceeași infracțiune, aceeași problemă se ridică după judecarea definitivă. În momentul de față, în mod cert, sfera infracțiunii de abuz în serviciu este una mai restrânsă decât era înainte de decizia Curții Constituționale. Ori dacă același aspect îl analizez înainte de rămânerea definitivă a hotărârii, să consider că e o sferă de întindere mai restrânsă și dacă aș analiza-o pentru hotărârile definitive și să-i dau o sferă de întindere mai largă, mi se pare că principiul legalității incriminării ar avea, ar pune oarece probleme. Asta ar fi principalul argument. Deciziile constituționale se aplică
așa cum spuneați dumneavoastră, ca legi înainte, să ca legi penale mai favorabile decât e cazul înainte, dar rămâne definitive. Cum spuneați, care este criteriul după care, după ce rămâne definitivă, nu se mai recunoaște acest efect? Nu se mai dă același efect? Nu, principal, păi nu, că niciun text de lege nu îți permite să folosești o decizie a Curții Constituționale ca lege penală mai favorabilă. Da, într-adevăr, principala problemă pare a fi aceea de interpretare a articolului 595, care vorbește când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare sau unei hotărâri prin care s-a aplicat o măsură, intervine o lege ce nu mai prevede ca infracțiune fapta pentru care s-a pronunțat condamnarea. Nu mai prevede deloc. Vorbește, o lege ce nu mai prevede, legea de dezincriminare poate dezincrimina total sau parțial. În abstract o infracțiune, să nu mai există deloc, dar vorbim de dezincriminare și atunci când e vorba de o dezincriminare în concret, a unei fapte concrete. De pildă, s-a restrâns sfera de incidență a unei infracțiuni, iar fapta concretă comisă a rămas în afara acelei sfere de incidență. Tot o lege de dezincriminare e și asta care restrânge sfera, nu știu, poate fi vătămarea corporală din culpă, nu știu, să mărească numărul de zile de îngrijiri medicale. Caz în care faptele vechi care erau infracțiuni nu mai sunt prevăzute de legea penală. Asta e ideea despre dezincriminare. Foarte ușor delimitată de forma inițială a infracțiunii. În cazul abuzului în serviciu, pentru fiecare caz concret, starea de fapt devine alta și atunci nu poți să te raportezi la situația concretă, pentru că situația concretă într-un dosar este una, în altul este alta. Aici, cuvântul ăsta, lege de dezincriminare, cred că nu poate să privească strict legea, stricto sensul, ci ar trebui să privească și deciziile Curții Constituționale de dezincriminare, pentru că mă întreb dacă aceeași problemă s-ar fi ridicat cu privire la fostul articol 6, stopaj la surse. După decizia Curții Constituționale, eu mă îndoiesc că nu s-au admis contestații la executare, că nu s-au admis pe motiv că nu e o lege de dezincriminare acea decizie clară de declararea neconstituționalității. Dar o decizie de neconstituționalitate. Aici avem o decizie interpretativă. De efect este același sub aspectul incriminării, doar că partea dezincriminare completă, totală, dispare din infracțiunea în totalitate, aici dispare doar o anumită teză. Deci, nu văd care este diferența dacă, până, nu, revenim la aceeași chestiune, până să rămână definitivă cauza, putem să folosim decizia și aplicăm efectiv ca pe o lege, dar ulterior rămâne definitivă, aceeași decizie nu mai poate fi analizată. Situațiile sunt diferite de la caz la caz și până să rămâne definitivă și după ce rămâne definitivă. Eu zic că sunt diferite pentru că există deja decizia Curții Constituționale care produce efecte pentru viitor, în toate cauzele aflate pe rolul instanțelor, de bună seamă se va aplica. Acum problema care se pune este de a vedea în ce măsură avem o dispoziție legală ca să aplicăm decizia Curții Constituționale după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Gândiți-vă la situația denunțătorului care face denunț în cursul urmăririi penale și se valorifică denunțul după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Din câte știu eu, practica amânțada este respingere ca inadmisibilă. Eu le admit. Contestație la executare. Cum? Eu le admit. Da. Of my experience in comparative criminal procedure, in some countries this interpretation by the constitutional law would be considered as what we call technically a novum. It's a new legal fact. And in quite a lot of countries, this novum could also affect verdicts, decisions that are final. So that means that the res judicata could be set aside, of course, only in favor of the convicted. So it's in Latin we say it's lex mitior, so it's in favor of the convicted. I don't know if this in Romania is possible, but that's what we apply
with certain verdicts coming from constitutional courts or verdicts coming from the European Court of Human Rights or even interpretation coming from the Court of Justice, which can affect criminal decisions that are final even. Of course, when it's a running case, then it's much more easier because it's still in the procedure. I don't know how you deal with this concept of novum in Romanian law, if that can affect the res judicata of a decision in favor of the person concerned. It's possible that in Holland, the constitutional court says... We don't have a constitutional court. It's worse than in Romania. In countries who have a constitutional yes. court, they usually say, okay, this article is either constitutional or is not constitutional. Yeah, that's true. They do not say it is constitutional only in this interpretation. Yeah. Yeah, that I understand. It should be black or white. Yes, but the quants, even if they don't say anything about it, what is the consequence for a criminal proceeding, decided or not decided? That's the point. Does it create a new legal position for the person concerned, even if he has been convicted? And he could have been convicted for acts which were before considered as a legitimate offense, and after the constitutional ruling, maybe not anymore. Also, a year ago and those who are trying now. Yes. So this is the main thing yes. Which our courts have. Tribunal created. Vă menținem pe da, vă rog. Cu privire la aplicarea pentru viitor a deciziei Curții Constituționale, mi se pare că e o problemă falsă, pentru că se aplică pentru viitor în sensul că pedeapsa este în curs de executare și nu poate să execute o pedeapsă pentru o faptă care nu mai este considerată infracțiune. Deci efectele se produc pentru viitor. Am înțeles că există și argumentul ăsta. Dom'le, nu se aplică pentru că el a fost deja condamnat și atunci nu se aplică pentru trecut decizia Curții. Dar efectul este pentru viitor, pentru că el execută în acest moment și va executa pedeapsa dacă nu facem aplicarea. Un aspect al principiului legalității incriminării și legalității pedepsei este acela că fapta trebuie să fie prevăzută ca infracțiune incriminată nu doar până la rămânerea definitivă, exact. Ci pe toată durata executării pedepsei. Deci principiul legalității incriminării și legalității pedepsei se întinde pe toată durata executării. Nu, ar fi absurd să considerăm că în faza de executare a pedepsei nu s-ar mai aplica principiul legalității incriminării. Adică să... Cred că e în articolul frazele și standardele sunt toate hotărârile prealabile date pe articolul 4 și pe articolul 6 imediat după ce a intrat în vigoare nou cod. Acolo, nu, pe articolul 6. Găsim fraze standard în hotărârile prealabile, după rămâne definitivă, pedeapsa trebuie să aibă un primar suport în lege. Da, și eu aș face distinția în ce privește efectele deciziilor Curții Constituționale, aș face distinția între deciziile Curții Constituționale care privesc chiar elementele constitutive ale infracțiunii, cum este și asta, sau chiar declararea neconstituționalității unui text de incriminare, și celelalte decizii ale Curții Constituționale care privesc orice alte aspecte, dar nu sfera de cuprindere a infracțiunii, nu norma de incriminare, pentru că în cazul normei de incriminare discutăm de principiul legalității incriminării și principiul legalității pedepsei, iar în celelalte aspecte, de pildă chestiuni de procedură, am tot analizat deciziile Curții Constituționale și pe codul de procedură penală și efectele lor. Și, mă rog, s-au stabilit în fiecare caz, în parte, cam ce efecte produce. Dar atunci când privesc deciziile curții privesc chiar norma de incriminare, cred că abordarea, sau așa mi se pare mie, că abordarea ar trebui să fie una diferită față de celelalte decizii care, într-adevăr, produc efecte pentru viitor. Nu știu, dacă s-ar declara neconstituțional o chestiune de procedură, să pune problema ce efecte produce decizia asupra cauzelor definitiv judecate. Nu, dacă s-ar declara neconstituțional un text de procedură penală, mă gândesc că deciziile cauze definitiv judecate nu ar mai putea fi rejudecate decât în caz de revizuire pe litera F, dacă sunt îndeplinite condițiile foarte restrictive. Dar în ce privește textul, norma de incriminare, am dubii. Iar cu privire la interpretarea articolului 595, e argumentul ăsta, deși folosește noțiunea de lege, cred că în cazul unei decizii clare de declararea neconstituționalității unei norme de incriminare, cred
cred că toată lumea ar interpreta cuvântul ăsta, lege, de la 595, ca incluzând și deciziile de declarare a neconstituționalității. Acum, în ce privește aceste decizii de interpretare, care, iar, e atipică și de însăși decizia de interpretare, pentru că sunt cazuri în care o decizie de interpretare alege din două sensuri unul, dar fără să restrângă sfera de incidență a textului. Textul era susceptibil de două interpretări, dar nu e o restrângere a sferei și deciziile de interpretare cum e asta, unde Curtea Constituțională nu a făcut doar alegerea unui sens din două posibile, cum ar fi o decizie de interpretare tipică, ci efectiv a restrâns sfera de aplicabilitate a textului de la 297 din Codul Penal. Cam asta. Repet, părerea mea este o simplă opinie. Nici nu-mi dau seama în prezent cam care ar fi practica majoritară în țară. Clin să cred că pare a fi de respingere, văzând și că la înalta curte par a fi mai multe deciziile care nu consideră o dezincriminare. Da, doream să spun că și la noi la Creva, într-adevăr, practică, să zic așa, quasi identică cu a Curții de Apel Cluj. Într-adevăr, sunt și păreri izolate, dar știți cum e, judecătorul independent. Pe de altă parte, sigur că da. Acum suntem atât de mulți, suntem zeci de judecători pe secția penală, astfel încât... Da. Da. Acum mai sunt și punctele de vedere diferite. Acum, vis-a-vis de res judicata, ceea ce spunea domnul profesor mai devreme, într-adevăr, este o prezumție și este... Era prins. Mulțumesc pentru grijă, oricum. Ok. Da, dar într-o final aveam dreptate, deci tocmai spuneam de păreri diferite, vedeți? Aceeași da, problemă, da, cu punctele de vedere diferite. Acum, sigur, res judicata, prezumție avem, prezumție absolută, irefragabilă, dar pe de altă parte, tocmai de asta și există că e extraordinar de atac. Tocmai să verificăm dacă aplicăm sau nu acest principiu. Cam aici asta voiam să zic, dar cert este că, per total, dincolo de orice discuții, avem o practică destul de unitară, nu? La noi în țară, astfel încât cazurile de admisibilitate sunt rare, sunt foarte rare, chiar așa cum spunea colega mea, mulțumesc. Acum, admisibilitatea e una și admiterea e alta. Ne uitam puțin pe decizia de la Alba, la care a plecat toată nebunia și ce? Constată încetată de drept executarea pedepsei. Atât. Deci, cam așa sună minunat. Ca la o decizie de dezincriminare. Nu. Adică rămâne o dată în vigoare. Ce vreau să spun, că o să ajungem, sper, și la cazul în care vom analiza situația în care s-a încălcat o normă primară dezvoltată prin niște norme secundare. Eu am zis că e admisibil în sensul că aș merge pe analizarea pe fond a chestiunii, dacă efectiv în speța aia s-a încălcat sau nu doar o normă secundară sau s-a încălcat și o normă primară. Aș merge efectiv pe analizarea pe fond a chestiunii, n-aș respinge ca inadmisibilă și în fiecare speță în parte, dacă cum s-a decis până acum, dacă legislația primară este suficient de previzibilă și suficient de exactă, atunci evident contestația la executare e nefondată, neîntemeiată. Un alt aspect care s-a ridicat a fost acela al posibilității precizării actului de sesizare. Este această precizare o schimbare a acuzației sau nu este o schimbare? Depinde de situație. A acuzației. Au fost cazuri când și dacă ar... Aici cred că trebuie să ne raportăm la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Ce consideră Curtea Europeană a Drepturilor Omului temeiul de fapt și temeiul de drept al acuzației? Temeiul de drept poate fi schimbat și în cursul judecății, chiar și în cursul judecății în apel, pentru că nu am mai avea schimbarea de încadrare juridică dacă n-ar fi posibilă schimbarea temeiului de drept. Deci o problemă ar fi dacă s-ar schimba temeiul de fapt al acuzației prin
acele precizări. Ori, la infracțiunea de abuz în serviciu, am putea spune că temeiul, de fapt, constă în însăși norma încălcată? Sau ține tot de însăși obligația încălcată, dacă obligația e prevăzută într-o lege, legislație primară sau într-o legislație secundară, schimbă temeiul de fapt al acuzației? Păi nu schimbă, că elementul material de la altul obiectiv nu constă în ceva anume, ce anisteță. Dispoziția legală încălcată e cu totul altceva. Eu am avut o situație de genul acesta în care, după intrarea în vigoare a deciziei Curții Constituționale, am acceptat precizările venite de la DNA tocmai în acest sens. Pentru că la trimiterea în judecată se spune așa, cu încălcarea dispozițiilor legale a făcut și adres, dar fără să menționeze în mod expres care este dispoziția legală încălcată. Și atunci eu nu schimb natura acuzației, în mod evident, am văzut precizare în ceea ce privește dispoziția legală din legislația primară incidentă. Și am apreciat că nu schimbi natura acuzației în niciun fel. Credeți că ar fi posibil o astfel de precizare inclusiv în calea de atac a apelului? Sau inclusiv în cursul cercetării, în primul... În calea de atac e mai complicat, ce a analizat prima instanță până la urmă. Ca să am condamnare, trebuie să fiu... trebuie să am dispoziția legală din norma primară incidentă, nu? Și dacă nu am avut-o precizată, ce mi-a analizat prima instanță? Da. Aici, iar, avem o speță de la înalta curte de casație, dată în mai 2017, în care cu privire la astfel de precizări zice așa, în alta curte, este adevărat că prin dispozițiile art. 328 cod procedură penală se reglementează de o manieră clară conținutul actului de sesizare al instanței, respectiv faptul că acesta trebuie să se refere la toate aspectele ce țin de persoana acuzată și de faptele care îi se rețin. Este însă la fel de adevărat că urmarea a intervenirii deciziei numărul 405/2016 a Curții Constituționale, prin care s-a stabilit că sintagma îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în mod efectuos se înlocuiește cu sintagma prin încălcarea legii, fiind definită și noțiunea de lege, trebuie să existe posibilitatea ca parchetul să facă precizări în legătură cu natura legislației presupusă a fi încălcate de un acuzat. Această posibilitate nu trebuie să intre în conflict cu dreptul recunoscut inculpatului de a cunoaște în amănunt acuzația adusă, ceea ce include, evident, precizările referitoare la infracțiunea de abuz în serviciu, respectiv norma presupusă a fi încălcată și natura acesteia în momentul exercitării atribuțiilor de serviciu. Având în vedere cele arătate, înalta curte urmează să țină cont de acele precizări făcute de parchet, doar în măsura în care nu se va încălca dreptul inculpatului de a cunoaște acuzația adusă în momentul punerii sub acuzare, fără posibilitatea modificării ei ulterioare. Această limitare fiind cu atât mai necesară cu cât aceste precizări s-au făcut direct în calea de atac a apelului. Cred că aici depinde de cât de mult ar fi aceste precizări, cât de mult ar schimba ele acuzația, natura acuzației. O regulă generală cred că e greu de dat în o astfel de situație. Dacă, nu știu, această precizare aduce în discuție o obligație total nouă, despre care nu s-a discutat până atunci, cred că am putea discuta de o, practic, de o schimbare a situației, de fapt, că, nu știu, mă gândesc că la acordarea de credite de către instituțiile bancare, dacă prima dată zic că s-a încălcat plafonul maxim și apoi spun că, de fapt, creditul a fost acordat fără garanții, cred că sunt lucruri diferite. Iar la această infracțiune de abuz în serviciu, specificitatea ei pare a fi aceea că textul, norma, obligația încălcată, obligația prevăzută într-o normă primară sau secundară, obligația încălcată pare a fi destul de strâns legată de însăși fapta comisă, de acuzația în fapt, așa cum ar fi definită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. M-am interesat și la persoane cunoscătoare, mai cunoscătoare în domeniul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Persoana pe care am întrebat-o mi-a spus că nu știe
o jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului clară, nu a putut să-mi indice o jurisprudență clară, astfel în care să se suprapune exact pe această situație juridică, astfel încât să ne putem folosi. Probabil că există, dar eu nu am reușit să găsesc. Cert e că o schimbare a temeiului de drept e posibilă. Rămâne de văzut în ce măsură se schimbă temeiul de fapt. Și acum, în timpul care ne-a mai rămas, să discutăm puțin despre cum a văzut, din nou, în alta curte de casație și justiție în cauzele supuse judecății, cum a văzut obligațiile prevăzute în legislația primară, cum le-a analizat în anumite spețe concrete, pentru că în cazul ăsta nu putem, dacă le-a văzut, considera suficient de previzibile obligațiile din legislația primară, astfel încât să considere că încălcarea lor atrage existența infracțiunii de abuz în serviciu. Și e o speță analizată, repet, la Înalta Curte de Casație și Justiție, au fost analizate pe, în calea de atac a recursului în casație, recurs în casație declarat în cauzele în care mai era în termen, pe motiv că după decizia 405 a Curții Constituționale, fapta nu mai e prevăzută de legea penală. Și avem de la Înalta Curte analiza, și în prezent s-ar putea declara în cauzele în care Curtea de Apel a reținut că s-a încălcat o obligație din legislația primară, s-ar putea declara recurs în casație pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală, iar în alta curte să ajungă astăzi să analizeze pe fond în speța respectivă dacă obligația din legislația primară este suficient de clară încât să atragă reținerea infracțiunii de abuz în serviciu. Într-o speță, un primar a încheiat 45 de contracte de achiziții publice cu valori mai mari de 50 de milioane de lei, toate însumând valoarea de 27 de milioane și ceva, fără aprobarea Consiliului Local al Comunei, așa cum se stabilește, cum se stabilise prin hotărârea Consiliului Local, fără selecția ofertanților sau licitație publică. De asemenea, a mai încheiat alte contracte cu 6 furnizori de servicii în valoare totală de 18 milioane de lei, prin încălcarea procedurilor legale privind achizițiile publice și plata acestora, fără a exista planul anual de plăți, fără întocmirea proceselor verbal de recepție calitativă a lucrurilor și fără ca plățile să aibă la bază deviz sau situație de lucrări. De asemenea, în calitate de primar, în perioada 2000-2004, nu a respectat legislația privind efectuarea cheltuielilor pentru materiale efective, furnituri de birou, s-a mai reținut, mă rog, și alte aspecte, că registrul de casă n-au fost trecute sume diferite, au fost trecute sume diferite față de cele ridicate din contul primăriei, s-a mai reținut că nerespectarea legislației referitoare la organizarea contabilă, normele metodologice pentru angajare, licitare, ordonanțe și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea evidenței, respectarea angajamentelor bugetare, în fine, chestiuni tehnice, să vedem cum le-a analizat în alta curte prin prisma reglementării lor în legislația primară și cum a văzut în alta curte situația în speța asta. Și examinând hotărârile atacate în calea recursului în casație, în alta curte spune așa: faptele de abuz în serviciu pentru care inculpații au fost trimiși în judecată și condamnați constituie infracțiuni atât potrivit legii anterioare cât și potrivit celei actuale, nefiind dezincriminate. Repet, decizia în altei curs dată după decizia Curții Constituționale. Mai zice în alta curte: ulterior adoptării deciziei numărul 405 din 2016 a Curții Constituționale, constatarea că în ambele hotărâri atacate se fac trimiteri nu numai la legislația primară, ci și la legislația secundară, nu este de natură a justifica concluzia incidenței deciziei Curții Constituționale invocate și, corespunzător, concluzia dezincriminării faptelor. Logic am putea spune, dacă sunt indicate și texte în legislația primară și cele din legislația secundară, nu înseamnă automat că ar fi operat o dezincriminare. Mai zice în alta curte, în legislația primară sunt prevăzute obligații îndatoriri fundamentale, de esență pentru unele domenii de activitate a autorităților și instituțiilor publice, care revin funcționarilor și
ar fi imposibil ca prin legislația primară să se stabilească pentru fiecare funcționar, pentru fiecare funcțior, pentru fiecare angajat, obligațiile de serviciu. În consecință, este firesc ca detalierea, concretizarea obligațiilor de serviciu prevăzute de legislația primară să se realizeze ulterior în corelație și în conformitate cu legile, ordonanțele de guvern, ordonanțele de urgență, respectiv prin legislația secundară, HG-uri, ordinea ministrului, norme, sau chiar prin alte acte normative interne. De altfel, zice în alta, este frecvent utilizată în elaborarea legislației metoda prevederii în chiar legea, ordonanța de guvern, ordonanță de urgență respectivă, a unui text care prevede expres obligația emiterii unui act normativ subsecvent, unei legislații secundare, prin care să se detalieze. Și asta e o chestiune. Dacă în legislația primară se prevede, urmează ca aceste chestiuni să fie detaliate printr-o hotărâre de guvern sau printr-un alt act normativ. Ați considera că încălcarea actului ar atrage automat încălcarea acestui text de lege? Încălcarea actului... E discutabilă situația, pentru că dacă s-ar ajunge la o astfel de interpretare, cu toate că este rațională și bine de, și de acceptat, totuși este greu de făcut delimitarea între decizia Curții Constituționale, pentru aplicarea deciziei Curții Constituționale și situația care ar putea fi reținută de instanță. Eu zic că s-ar ajunge într-un, cu ghilimele de rigoare, domeniu destul de instabil și periculos, pentru că s-ar putea reține pentru unii funcționari ca fiind fapta infracțiune, iar pentru alții să exceadă cadrul legal. Deci, prin aceeași decizie, să spun în apel, unii funcționari sau persoane care desfășoară activitatea în domeniul public să fie condamnați pentru acte juridice cu forță inferioară legilor și ordonanțelor de urgență, iar alților să nu se rețină o astfel de situație. N-ați considerat pe planul, dacă am un text din legislația primară care spune că aspectele alea urmează a fi detaliate în legislația secundară, n-ați considerat de planul că prin încălcarea legislației secundare s-a încălcat și acel text din legislația primară care spune că se vor elabora nou. Ok. Continuăm cu decizia în altei curți. Spune așa. În lipsa legislației secundare, doar prin examinarea normelor din legislația primară, niciun funcționar public nu ar fi în măsură să-și cunoască și să-și îndeplinească în concret atribuțiile, sarcinile, obligațiile, îndatoririle de serviciu specifice unei anumite funcții pe care o îndeplinește, fie pe o anumită durată de timp mai lungă, fie pe o perioadă mai scurtă de timp, consecință a delegării, detașării ori numirii, desemnării într-o comisie. Aceasta este explicația pentru care, pe lângă actele normative specifice legislației primare, este necesară de cele mai multe ori și trimiterea, referirea la actele normative aparținând legislației secundare. Și aici nu s-au detaliat, nu s-au analizat textele din legislația primară ca să vedem dacă ele erau suficient de clare, astfel încât să putem să ne facem o idee sub acest aspect. Eu aș merge, dacă aș fi pus într-o astfel de situație, aș merge pe analizarea textului din legislația primară și pe caracterul previzibil al acelui text, respectiv al obligației instituite de acel text de lege. Ar fi o concluzie, o idee pe care am putea o reține și anume, dacă am putea să ne punem toți de acord cu privirea asupra unui aspect. Dacă în legislația primară se prevede doar o obligație de principiu, o obligație generală, o obligație de principiu, ceva de genul, nu am în minte ceva concret, dar de genul funcționarul public e obligat să ia toate măsurile pentru a asigura, nu știu, ceva, buna coordonare, buna gestionare a activității, buna, o regulă de asta generală, o obligație generală impusă funcționarului. De a lua toate măsurile, de a asigura buna gestionare. Aveam un net fără aplicabilitate de subiectul constituțional, dacă nu era foarte doar la acest principiu general.
discuție de genul ai obligativitatea să, iar aceste obligații urmează a fi menționate în mod expres în legislația secundară, nu cred că așa vă problemă. Toată lumea e de acord că un astfel de text de principiu n-ar putea sta la baza reținerii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă este un text de principiu? Am avut la Curtea de Apel Timișoara, mă amintesc, colega, avea o speță unde procurori DNA, spuneau că a încălcat obligația generală de a fi loial și de a se comporta cu bună credință ceva, o chestie în genul ăsta, numai că textul incriminator vorbește când îți încalci atribuțiile și nu un comportament de principiu. Atribuțiile sunt detaliate în legislația primară și în fișa postului sau în alte reglementări. Nici cu legislația secundară noi nu am avut o problemă când am discutat la ședință. Dacă ea în detaliu contravine și atinge substanța legislației primare, adică eu sunt obligat, de exemplu, să selectez 3 oferte și legislația primară mă duce la 17, atunci este clar că nu e în regulă, da? Legislația secundară care mă duce la 17. Deci asta ar fi de urmărit ca legislația secundară, care într-adevăr te organizează mai mult administrativ față de legislația primară, lege și ordonanță, care spune ce comportament, ce obligație ai în concret, să zic mai abstract, cum a văzut-o legiuitorul. Dar legislația secundară, ca asta a zis și Curtea Constituțională, să nu cumva să-ți contravină și să-ți anuleze legislația primară și atunci să fie altcineva care să incrimineze fapta în afară de legiuitor. Dar o obligație prevăzută în legislația primară, da. Să fie în legislația secundară? Da, o altă obligație. Sau, da. Cam așa vedem noi Curtea de Apel Timișoara. Da, într-adevăr, chestiunile astea de principiu foarte generale ar fi greu de împăcat cu decizia curții, cum spuneam. Trebuie să mergem în direct, aplicăm efectul direct al directivelor, să fie o obligație suficient de clară, previzibilă, da. Care și să creeze ea prin ea însă și anumite obligații directe, de la că ele vor fi da. De modul de conformare la obligații este detaliat în regulament, la toate cât obligația e suficient de bine individualizată în actul principal, e clar că se poate pentru aplicarea directă a directivelor, așa este, se dezvoltă teoria asta la aplicarea directă a directivelor. Dacă e, obligația e suficient de clară și ea poate fi individualizată, cred că și noi am putea, da. But only in favor, only in favor. Da, vorbeam de a găsi niște criterii de care să, după care să ne putem ghida. O altă speță, cred că am mai putea discuta, este aceea în care inculpatul, apelant, a încheiat diverse contracte de prestări servicii și a achiziționat direct bunuri și materiale consumabile în valoare de la o societate comercială, fără a organiza licitații sau selecții de ofertă. Nu erau cuprinse în programul de achiziții pe anul 2007, iar sunt mai multe chestiuni care au fost reținute în sarcina inculpatului, având calitatea de ordonator principal de credite, conform art. 64 din legea 215/2001, a acceptat să încheie contracte de achiziție publică cu 2 societăți comerciale, fără să fi fost interesat de bonitatea firmelor și fără să fi urmărit oportunitatea și utilizarea cumpărării anumitor bunuri, fiind depășite substanțial astfel cheltuielile bugetare aprobate de Consiliul Local. Să detaliază fapta, să mai reține și în favoarea unui alt inculpat, B, că l-ar fi determinat cu intenție pe A să încheie contracte de achiziții publice la prețuri mult mai mari și pentru cumpărarea unor produse care nu figurau pe lista de necesități. Asta e, cum să spun, o problemă de principiu și anume dacă cel care face o cerere la un funcționar și funcționarul o admite, dacă este participant la infracțiunea de abuz în serviciu comisă de funcționarul respectiv. O problemă de drept interesantă. Aceeași problemă nu doar la abuz în serviciu, și la, de pildă, la conflict de interese. Dacă cel care face cererea e participant la fapta funcționarului care se află în conflict de interese, la fel și la abuz în serviciu. Ce părere aveți? Că e chestiunea... Am avut un dosar de genul ăsta.
se eliberau certificate fiscale de la o primărie care atestau în fals că toate debitele sunt achitate. Și a fost trimis în judecată unul dintre cei care a făcut cerere pentru instigare. Eu l-am achitat, Curtea de Apel București m-a menținut, dar ideea care e că în speță era o practică generală, deci cam toată lumea care cerea certificat fiscal primea în fals că și-a achitat. Pe asta am marjat și eu în soluția de achitare, dar acum depinde de la caz la caz. Dacă cererea acela a avut un caracter determinant, în sensul că doar mie mi-a eliberat, tu de genere nu eliberezi. Da. Dar frumând o cerere și adresându-ți o rugăminte sau altceva în plus, atunci s-ar putea reține o instigare. Trebuie să trebuie așa de mersuri pe lângă simplu. Exact. Simpla cerere, simpla fără cerere. Nicio altă înțelegere între cei doi, fără nicio altă contribuție, pare destul de greu de a constitui un act de participare. Caracterul determinant să-l aibă rugămintea, cererea. Cererea să aibă caracter determinant în comiterea faptului. Da. Și o oarecare înțelegere între cei doi. Cel care a făcut cererea să cunoască în mod cert că funcționarul comite un abuz în serviciu prin admiterea cererii și să fie un ajutor concret, o înlesnire a săvârșirii infracțiunii. În speța aceasta, în final s-a ajuns, cred că, la o soluție de achitare. În alta curte a considerat că au fost respectate dispozițiile legale în domeniu. N-aș mai insista pe speța asta prea mult, pentru că ar mai fi o altă speță de analizat, și anume tot de achiziții, în care să vedem ce text de lege din legislația primară a fost considerat tot de înalta curte într-un recurs în casație ca fiind suficient de clar și previzibil. Și anume, în alta curte am luat doar aspectul ăsta care ne interesează, nu mai dau detalii cu privire la situația de fapt, mă interesează, e vorba de o achiziție în, conform legii serviciilor de transport public local, numărul 92/2007. Și zice în alta curte, în cauza atât actul de sesizare cât și hotărârile de condamnare, enumeră dispozițiile legislației primare încălcate de inculpați, corelativ cu legislația secundară, respectiv încălcarea dispozițiilor art. 1, aliniatul 4, litera B, din legea 92/2007. Așadar, concluzionează în alta curte, legislația primară stabilește obligativitatea de a fi emise norme metodologice și ordine de ministru în aplicarea acestei legi, iar aceste aspecte au fost avute în vedere de instanța de apel. Și acest text de la articolul 1, aliniatul 4, litera B, din legea 92/2007, ca fiind indicat ca cel din legislația primară, zice așa. Serviciul de transport public local de persoane și de mărfuri se organizează de către autoritățile administrației publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă cu respectarea următoarelor principii. B. Garantarea accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport și al transportatorilor autorizați la piața transportului public local. Text din legislația primară considerat ca fiind, ca instituind o obligație suficient de clară pentru funcționarul public. Un alt text care a fost considerat suficient de clar din legislația primară, tot într-o cauză de la Înalta Curte de Casație și Justiție din mai 2017, sună așa. În cauză, zice Înalta Curte, în cauză s-a reținut că dispoziția articolului 117 aliniatul 5 din legea numărul 19/2000 stabilesc criteriile pe baza cărora se acordă bilete de tratament balnear. Nivelul cotei de participare individuală a asiguraților urmărind a se aproba anual de, apare ca fiind o inițială, e anonimizat, care a emis normele și criteriile numărul 455/PC din 10/4/2011, care stabilește și procedurile administrative pentru eliberarea biletelor de tratament, categoriile de personal beneficiare și condiția obligatorie de a avea
recomandarea medicală pentru tratament. Speța e de genul inculpatul sau inculpata din speța aceasta ar fi emis, ar fi eliberat bilete de tratament pentru persoane care nu au făcut astfel de cereri. Nu, cred că chiar așa s-a întâmplat. Persoanele erau fie fictive, fie nu solicitase, nu făcuse astfel de cereri. S-au eliberat probabil în numele unor persoane sau dat altora. Nu știu, s-au fi dus pe numele unor pensionari, s-au eliberat altora pentru bilete de tratament, ceva de genul ăsta. Și în alta curte a analizat legislația primară și a considerat suficient acest articol 117 aliniatul 5 din legea 19/2000, care spune în alta curte, stabilesc criteriile pe baza cărora se acordă biletele de tratament balnear. Și zice articolul 117, programul individual de recuperare poate include tratament balnear care nu este suportat potrivit legii de la asigurările sociale de sănătate în funcție de tipul bolii. La aliniatul 2 zice de durata tratamentului balnear, la aliniatul 3 contravaloarea biletelor se suportă de bugetul de stat, la 4 pot beneficia de tratament și alte categorii de asigurați și la 5 zice criteriile pe baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, precum și nivelul cotei de participare individuală a asiguraților, se aprobă anual de CNPAS. Acest alinea 5 pare a fost considerat suficient de clar pentru reținerea infracțiunii de abuz în serviciu, întrucât se menționează aspectul ăsta, criteriile, precum și nivelul cotei de participare individuală a asiguraților se aprobă anual de CNPAS. Au mai fost diferite spețe, dar trebuie analizate fiecare în parte. Am și câteva decizii de la curțile de apel, de la Curtea de Apel Timișoara, de pildă, în care s-a arătat că inculpatul în calitate de director la Direcția Apele Române, Banat, a încheiat contractul numărul, având ca obiect folosirea potențialului de agrement al acumulării Ianova pe o perioadă de 10 ani la un tarif de 299,60 lei pe hectar, fără TVA, respectiv la un tarif mult mai mic decât cel utilizat de SCT SRL în cadrul contractelor de colaborare încheiate cu asociații de pescari, respectiv de circa 6 ori mai mic. Și Curtea de Apel Timișoara a reținut că din ordonanța de urgență numărul 107/2002, art. 18 aliniatul 1 din legea 7/2004, privind conduita funcționarului public, norme potrivit cu care funcționarii publici au obligația să ocrotească proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar. Curtea de Apel a considerat că acest text nu e suficient de clar, arată că ordonanța 107/2002 nu prevede vreo obligație expresă pentru conducătorii structurilor descentralizate ale instituțiilor, precum nici HG 1176/2005, aceste acte normative stipulând doar că membrii comitetului de direcție răspund conform legii și n-a fost considerată suficient de precisă această obligație. Cam astea au fost aspectele. Mă rog, s-ar mai fi putut discuta, dar trebuie luat fiecare situație în parte și a vedea ce a considerat instanța că reprezintă o obligație suficient de clară pentru inculpat. Mă îndoiesc că vom putea găsi, chiar dacă am analizat, să spunem, toate hotărârile din țară pronunțate pe spețe concrete, că am putea găsi niște reguli. Ca principiu ar fi ăsta, dacă norma din legislația primară e una strict de principiu, cu reguli generale, cred că e greu de crezut că s-ar putea împăca cu decizia Curții Constituționale, astfel încât să fie reținută
infracțiunea de abuz în serviciu, dar, din nou, e doar o opinie și textele de principiu sunt unele mai precise, altele mai generale. Dacă dumneavoastră mai aveți și alte chestiuni de ridicat, să le dezbatem acum, dacă aveți așa. Așa, eu o întrebare, poate și colegii m-ar putea ajuta. M-ar interesa, de exemplu, dacă la în cauzele astea unde se încalcă legea privind achizițiile publice, dacă simpla încălcare a legii privind achizițiile publice poate fi considerată infracțiune sau dacă, din contră, trebuie să demonstrăm un prejudiciu, adică o diferență de preț. Infracțiune, la publice. Infracțiune de abuz în serviciu, adică. La abuz în serviciu, da. Da. Adică ce dacă ai dispoziția legală, păi, e greu de, în general, e greu de dovedit un prejudiciu, pentru că nu știi ce se va fi întâmplat dacă nu se încălca legislația. Exact. E destul de greu. Există de discutat ipotetic ce s-ar fi întâmplat. Păi, textul de lege condiționează ca infracțiune producerea unui prejudiciu în paguba unei persoane juridice. Deci dacă era cauza prejudiciu, da, dar dacă nu, poate fi, nu știu, orice altceva, dar dacă n-a cauzat prejudiciu, nu este infracțiune. Există o hotărâre a completului de 5 de la Înalta Curte, în dosarul cu ăsta, de la Iași, Fenechiu, sau cum îl chema, așa. Dosarul transformatorului, exact, unde Înalta Curte a zis că întreaga valoare a produselor, da, trebuie reținută ca și prejudiciu. Adică nu au căutat să vadă dacă pe piață eventual existau produse la un preț mai mic, să facă o diferență și practic să rețină ca și prejudiciu doar diferența de preț, și au luat ca și prejudiciu toată valoarea achiziției. Acum, noi avem foarte multe dosare în care se reclamă încălcarea legii privind achizițiile publice, dar nu putem să demonstrăm o diferență de preț, mai ales la servicii, la lucrări, pentru că niciun serviciu nu seamănă cu celălalt. Da. Nu se poate face o expertiză? Păi, expertiza, pe ce să o facem? Asta e. Nu există termen de comparație. Atunci știu ca o metodă prin care fac o selecție de oferte și fac așa o medie, cam care ar fi fost prețul corect. La produse găsim, în principiu găsim. În principiu pentru că nici produsele nu seamănă. Un kilogram de mere nu seamănă cu un kilogram de mere. Deci e calitate diferită. Și de asta zic, era interesant de văzut. Eu spun că faptul că nu se poate dovedi un prejudiciu nu este infracțiune, că cere textul de lege. Nu cunosc dosarul Fedechiu sau... Sunt opinii. Unii care spun că prejudiciul e toată suma acordată, bun, și alții care spun... Acum, îmi amintesc că și la noi, Speța, care ce-a arătat-o, care a ajuns și la Curtea de Apel Timișoara, știu că procurorii spuneau în felul următor, că noi suntem de acord că statul este un jucător, da? Pe piața economică, nu? Ca orice altă persoană, fizică sau juridică. Dar nu suntem de acord cu faptul că atunci când pe piață, media, să zic, la preț, la o mătură, este de 2 euro, el a cumpărat-o cu 10 euro, da? Și prin urmare, invocând, cum ați văzut mai sus, că ordonatorul de credite trebuie să cheltuiască eficient banii, nu cum spunea, și folosea un text din ăsta general, ați observat, la primar spunea că și în legea administrației publice locale, spunea că primarul este ordonator de credite și este obligat să cheltuie eficient fondurile, obligații care practic există pentru orice ordonator de credite, ar fi abuzat în serviciu. Dar din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională a dat această decizie exact ca să contracareze asemenea situații unde procurorii veneau și spuneau că acum nu știu ce să spun, întemeiat, poate. Nu vreau să spun ce părere are populația în general despre astfel de situații. Dar iată că a făcut să nu mai fie infracțiune. Pentru că nu am un text de lege care să-mi spună tu trebuie să cumperi mai ieftin, trebuie să cumperi mai scump, trebuie să cumperi mediu, trebuie să ai și... Da, e de oportunitate. De oportunitate. Exact asta a zis Curtea, pentru asta a dat-o. Aici oportunitatea. Da, noi ne... Am un prieten care are o societate comercială și încalc legea achizițiilor publice în mod voit. Și atribui în mod direct contractele de achiziții publice, dar nu se produce un prejudiciu, că el vine și îmi face cu un preț modic. N-am infracțiune, nu? Păi, eu zic că nu. Adică o să am infracțiune de bună seamă. Da. Doar, e
Eu sunt de acord, numai puțin să spun. Eu sunt de acord cu ambele sensuri de interpretare a deciziei Curții Constituționale, care a venit și a arătat și a îndat la elementele constitutive ale infracțiunii și a spus este infracțiunea de abuz în servici doar dacă procedezi așa. Prin urmare, fiind decizie interpretativă, da? Și referindu-se la cum se interpretează legea, atunci putem spune că legea a dezincriminat în opinia și interpretarea Curții Constituționale, dacă e să o luăm așa. Sigur că ea a creat probleme. Eu am spus că dacă e să respectăm strict ce Curtea Constituțională a zis, din punctul meu de vedere, nu se poate, dar eu sunt de acord cu ce au spus procurorii, dar acum când dai o hotărâre definitivă, îți asum totuși niște responsabilități și nu e destul de plăcut, da? Ca să te trezești că va trebui să interpretezi. Așa că, așa cum a spus colegul John, mai bine interpretezi în favoare. Și atunci... Nu, de altfel se precizează clar în norma de incriminare. Dacă se cauzează o pagubă, ori o vătămare. Dacă nu ai o pagubă... Care e vătămare la o achiziție? La vătămare pe cel care ar fi putut să câștige contractul. Și dacă n-ai nimeni care să reclame procedura... Nu, la infracțiunea de abuz în serviciu, fiind o infracțiune de serviciu, vătămată e instituția prin faptul că nu au fost... Păi dar prețul e corect în ce spune colegul. Prețul e corect, numai că eu am atribuit contractul unei anumite persoane pe care o cunosc eu. Deci, instituția nu e afectată, pentru că a achiziționat la un preț. Îi spun că altă terță persoană care ar fi putut câștiga contractul să facă livrarea. Sau... Discuția aici e ca la conflictul de interese, dacă e nevoie ca cel care comite infracțiunea de conflict de interese să producă și un prejudiciu, sau poate soția care i-a dat contractul a făcut la un preț chiar mai bun decât alții. Conflictul de interese subzistă. Rămâne de văzut dacă la abuzul în serviciu am putea să... Când ai infracțiunile legate de fonduri europene, valoarea prejudiciului se consideră valoarea contractului. Da. Adică indiferent dacă ți-ai realizat sau nu parte din parte din... Da. Ok. E o discuție, ne mai gândim până mâine. Mai reluăm discuția și mâine, da, în cadrul dezbaterilor. Dacă nu mai sunt alte chestiuni, vă mulțumesc pentru că ați rezistat până la ora asta și ne revedem mâine.